am văzut o nouă sperietoare care se rostogolește despre pământurile noastre. Și vreau să spun foarte clar, integrarea Moldovei în Uniunea Europeană nu reprezintă niciun risc pentru pământurile noastre. Pământurile moldovenilor vor rămâne ale moldovenilor, ca să fie foarte clar. Așa au negociat și alte state, cele care asta și-au dorit atunci când au aderat la Uniunea Europeană și așa vom face și noi. Întotdeauna negociem pornind de la interesul suprem al cetățenilor. Iar dumneavoastră știți cel mai bine, proprietatea privată, dreptul la proprietate privată, dreptul la proprietate asupra pământului sunt sfinte în Uniunea Europeană. Ele sunt protejate, nimeni nu vine peste tine să-ți confiște proprietatea privată sau pământul, nimeni nu vine să te impună să-l vinzi. Avem noi experiența noastră sau a bunicilor noștri când au venit alții peste noi și le-au confiscat puneilor noștri pământurile. Asta noi ținem minte. Acolo unde vrem să mergem noi, bunurile oamenilor, munca oamenilor este respectată și este protejată. Și tocmai de asta trebuie să ne asigurăm că oamenii iau decizii în baza adevărului, nu în baza minciunilor. Nu vrem ca minciunile să ne determine soarta Republicii Moldova.